Bun găsit, prieteni! Mihai Stepanov cu un video nou despre un site din SUA sub denumirea de CoinMD. Deci acest site este legat cu medicina. De ce MD? Este un site a unei companii MLM care are multe produse pentru sănătate. Dar ideea care? Că cum putem primi gratis dacă facem înregistrare și verificare? Deci trimitem actele lor și suntem aprobat, primim 25 de dolari care se pot schimba în moneta lor. Prima variantă, așteptăm când crește prețul la monetă, le vindem mai scump. Altă variantă este de a invita parteneri și pentru invitat mai primim încă 25 de dolari. Cât mai mulți invitați avem, cu cât mai mare pachet putem să cumpărăm. Aici sunt 5 pachetul. Primul este 150 și al mai mare de 5500 de dolari. Independent de ce pachet avem, mai primim încă diferite bonusuri. Deci, dați să vă arăt cum facem aici înregistrarea. Deci, sub video, în descriere, vor fi mai multe site-uri. Deci, toate sunt legate cu această companie. Primul site este site-ul de înregistrare sau link-ul de înregistrare. După ce facem înregistrare, în restul site-ului intrăm cu același date care le-am indicat în primul. Deci cu același e-mail, cu aceeași parolă. Deoarece ei au mai multe site-uri pentru că au mai multe direcții. Deci când apăsăm pe link, deci, s-a deschis site-ul în așa formă, unde putem să scriem dacă dorim. Este un video în engleză. Deci, e legat de produse pentru sănătate, diferite vitamine, diferite, nu știu cum să le spun, eu nu prea știu bine engleză. Deci o să citiți dacă o să doriți, dar ideea care? Că facem înregistrarea apăsând pe butonul Join. Unde? Deci introducem atent toate datele care sunt aici indicate. Deci nume, prenume, telefonul mobil, îl scrieți cu codul țării, deci plus, de pildă România, 40, fără 0, mai departe scris mobil. Deci nu adăugat 0, pe urmă se face greșeală. Pe urmă scriem e-mail-ul, mai jos repetăm e-mail-ul. Deci nu trebuie de copiat și copy-paste de făcut. Deci, trebuie de scris cu mâna. Pe urmă, mai jos, aici informații cine v-a invitat. Nu facem nimic. Mai departe, mai jos, scriem login-ul care îl dorim. Aici ia, repetăm login-ul. Apoi, parola. Repetăm parola, dar parola o scriem, trebuie să fie creată din cifre și litere, deci fără simboluri speciale. Dacă punem simboluri speciale, pildă, eu știu, virgulă, semn exclamări, semn întrebări, plus, sau ce mai este acolo care simboluri, el nu merg. Trebuie să fie doar cifre. Litere mari, litere mici, cifre. Pe urmă, apăsăm pe, suntem de acord și apăsăm pe submit. După ce am făcut acest lucru,
apare așa o formă unde ne mai întreabă încă o dată dacă datele sunt corecte, dacă ceva am greșit, apăsăm pe Edit și schimbăm. Dacă tot e corect, apăsăm pe Sign Up. După ce am făcut Sign Up, apare informația că trebuie să trecem la pasul 2. Deci același lucru vine pe e-mail. Deci catare pe e-mail, vin tare multe scrisori cu diferite informații, le citim atent, atunci n-o să fie întrebări. Merge greu. Deci, după ce am făcut înregistrarea, avem mai multe site-uri, deci când intrăm după înregistrare, intrăm pe site-ul cmdx.io, unde la noi apare așa ceva, trebuie de apăsat pe verificare. Deci la mine, vedeți, cu verde, deja eu sunt aprobat. Deci undeva în jumătate de oră am trecut verificarea. Cum facem verificarea? Deci acolo sunt câțiva pași. Dați să vedem un video. Dacă... După ce am apăsat final, că datele sunt corecte, apare așa ceva informație, unde se vede că pasul 1 am trecut și trebuie să trecem la pasul 2. Apăsând pe click acest link și ne aruncă la site-ul cmdx.io, unde intrăm cu e-mail-ul și cu parola care am indicat-o. Cum se face corect verificarea, este aici un video, pașii se arată. Pentru întrebări, dacă sunt, ne unim la Telegram, pagina lor Facebook sau un back official, tot aici ne vrem. Deci, mai jos este informația cu linkul nostru de referral, dar nu îl folosim până nu trecem verificarea. Deci, ca să nu pierdem persoanele care se înregistrează după linkul nostru. Deci, așa ne arată. Deci, vedeți inițiale cu roșu. Și apăsăm pe Verify Account. La mine deja este verificat. După ce apăsăm, la noi se încarcă. Pagina unde trebuie să alegem, sunt doi pași. Alegem țara din care suntem. După aceea apăsăm pe proced. Unde apare așa ceva? Varianta care noi putem trimite. Deci trebuie să trimitem o poză cu buletinul. Dacă avem poză la buletin din două părți, bufăm aici. Și o să introducem două imagini, din spate și din față. Prima din față și a doua din spate. Deci apăsăm aici ea, se deschide o fereastră în care noi... Deci la mine sunt două, față și spate.
N калкулатор гасит унисафа, а даугат. Când o să adăugat, el se încarcă și așa parte cealaltă. Alt pas, vedeți, primul pas buletin într-o parte în alta, în a doilea pas adăugăm un selfie unde suntem, noi avem o poză cu buletinul în mână. Îl adăugăm și îl trimitem. După ce am făcut acești pași, primul și a doilea, vedeți, și spune că e in pending. Trebuie să așteptăm câteva minute, după ce se schimbă în verde. Deci și devine verde. După ce puteți deja să faceți ce vreți. Deci, acesta e site-ul CMDX. Acum, în descriere, este site-ul Marketplay, care dacă apăsăm, deci la noi se deschide această pagină unde intrăm cu același e-mail și cu aceeași parolă. După ce intrăm în back office și aici găsim deci uitați, este membership plan. Aici sunt pachetele care sunt posibil de cumpărat. Ideea care că noi, invitând oameni, putem să acumulăm suma necesară și să intrăm gratis la acest pachet. Deci pentru un invitat acum putem face $25. După promoția din 5 septembrie care se termină, este pe e-mail. Undeva a treia scrisoare. Cu promoții care vor fi în septembrie. Care promoții din acele care vor fi sunt foarte interesante. De pildă, persoanele care cumpără pachete, pentru verificare vor primi $100. Deci tot este interesant de invitat 5 oameni, 5 ori 25, 125 și 25 care le primiți singuri, în sumă aveți 150. Și cumpărați pachetul celălalt de 150, primiți încă $100 bonus. La fel, diferite pachete, diferite bonusuri, studiat, mai atent. Și surpriză pentru înscrieri, bonus septembrie. Pentru 30 de persoane care s-au înregistrat și au făcut verificarea, primiți statutul de director și 1.000.000 de monede, CMD. De pildă acum, 1.000.000 de monede, undeva în jur de $500 la bursa lor. Multe site-uri. Deci intrăm în dashboard aici.
Onde se vende, se compra moneta, lidar. Dia scos banii ce se poate o dată pe săptămână, lunea. Deci prețul la monedă treptat crește. Deci este un calculator, câte monede puteți cumpărați. Dacă doriți, și așa mai departe. Deci, acest wallet este aparte. Deci, și sunt patru conturi, patru portofele. Deci, fiți atent. Deci, monetele se văd în back official. Aici, la Coin Marketplace. La coin... Deci asta care... Coin MD Choice. Marketplace. Deci aceste site-uri vor fi adăugate, dar ele sunt și în mesaje care noi le primim. Deci peste tot intrăm cu același e-mail și parola. Deci de pil într-un mesaj când am intrat. PMA. Deci shopping, unde se poate cumpăra produse și altele. Și aici vedeți toate link-urile sunt care, unde și cum. Deci, exchange schimb with CMDX, unde noi deja scoatem banii aici, dar monetele care le primim, pentru înregistrări, le vedem în CoinTem Choice. Se poate la fel aici de dobândit monete, deci, dar depinde de pachet care îl luăm. Deci, în două cuvinte, ce sunt... Într-o scrisoare o să vedeți și marketing plan. Că tare eu această pagină tot o să o anexez ca să nu căutați. Deci descrierea pachetelor, ce ne dă nou. De pildă, dobândirea monetelor se începe de la pachetul Prime de 150. Deci putem să punem în browser o aplicație care nouă ne dobândește în momentul când stăm pe internet monete de lor. Și așa mai departe. Planul de compensare este mai jos, sunt 5 feluri de bonusuri aici. False Start X3 bonus se începe de la pachetul Silver. Pure Direct Referral bonus de la 10 până la 30% din pachetele cumpărate, deci putem primi ca bonus. Pe urmă este Binar, 10% din Binar. Pe urmă este bonus Leadership și bonus de rang. Care și cum, studiați mai atent aici, tot este descris. Această pagină tot va fi în descriere la video. Deci, o idee care, că acum, este o șansă reală de a face fără investiții rost de 1 milion de monete gratis, dacă invităm 30 de oameni care se verifică. Dacă nu vrem să invităm, ne limităm la cele 25 de dolari care stau pentru înregistrare, dacă facem verificare. Deci dacă nu facem verificare, nu primim acele monede. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.